Asia Târgu Mureș a anunțat transferul fundașului Gabriel Matei și mijlocașului Laurențiu Buș. Fundașul dreapta, în vârstă de 25 de ani, a debutat la Internațional Curtea de Argeș în 2008, evoluând apoi în tricourile formațiilor Pandurii Târgu Jiu, Steaua, Fece Brașov și Academia Clinceni. La ultima tur la actualului sezon, a jucat în 14 partide în Liga a, a reușind două goluri și o pasă de gol. Evoluează în principal ca fundaș dreapta, dar și ca mijlocaș. Are în palmares titlurile de campion în 2013 și 2014 și Supercupa României în 2013, toate cu Steaua București. Laurențiu Buș e un mijlocaș în vârstă de 28 de ani care și-a început cariera de jucător la Universitatea Cluj în anul 2003, trecând apoi pe la formațiile Mișoara, Arieșul Turda, Oțelul Galați, Yenisei Krasnoyarsk din Rusia, Rapid București și Dunărea Călăraș. În turul acestui sezon la formația de ligă secundă din Călăraș, Laurențiu Buș a înscris 12 goluri în cele 17 partide disputate, având și 7 pase de gol. Postul său principal este de mijlocaș dreapta, dar poate juca și pe partea stângă. A câștigat în sezonul 2010-2011 cu Oțelul Galați campionatul și Supercupa României.